Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia săgetător. Am pregătit pachetele pentru a vedea care sunt predispozițiile lunii ianuarie 2024. Vă doresc un an nou, fericit, cu sănătate și cu împlinirea a tot ceea ce vă doriți, iar luna ianuarie să fie una excelentă, să fie un bun start pentru împlinirea acelor deziderate, pentru atingerea scopurilor pe care vi le-ați propus. Hai să vă spun, da, aș împărți luna ianuarie în trei decade, întâi 10 ianuarie, 11, 20 și respectiv 21-31 ianuarie. Vă doresc, da, toate cele bune și bineînțeles că eu mi-am propus întotdeauna să aprind o lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor și a celor dragi nouă, pentru vindecări, pentru găsirea de soluții, pentru împăcări, da, fie ca tot ce este mai bun să vină în calea dumneavoastră, dragii mei, rezolvarea de probleme și găsirea de soluții. Aș vrea să încep să deschid această etalare pentru deoarece am patru pachete oracol și voi extrage din ele câte o recomandare, după care voi folosi patru pachete de tarot diferite pentru planurile relațional, profesional, financiar și respectiv sănătate, plan sufletesc. Iată smochinul, o să găsiți soluții orice ar fi. Poate că vă doriți să consumați smochine confiate, da, știu că se găsesc la supermarket când sunteți în pană de idei, dar mesajul este important, fie că veți consuma sau nu smochine. O să găsiți soluții orice ar fi, dragi săgetători. Doamne și domni, într-adevăr, lucrurile merg destul de serios în direcția aceasta, pentru voi cel puțin, ați avut soarele în semnul vostru zodiacal și sunt multe schimbări. Hai să vedem ce spune Tarot Energy. Ce frumos! Păi pentru săgetători vine iubirea, se reaprinde o pasiune sau urmează să cunoașteți pe cineva. Ușa către romantism se deschide, 33, poate fi o vârstă sau un interval între 3 și 6 ianuarie, între 3 și 9 ianuarie sau ca ore între intervalul 3 și 6 sau 3 și 9 sau 6 și 9. Sunt multiple, da, sunt multiple situații. În orice caz, 33 se reduce la o cifră, la cifra 6. Lucrurile sper să meargă excelent pentru voi și hai să vedem, hai să mai consultăm acest pachet Lenormand, să vedem ce anume aduc cărțile. Wow! Păi văd într-adevăr, iată, romantismul, văd o viață intimă destul de interesantă între 28 ianuarie, între orele 28, într-o anumită zi din ianuarie, da, pe 28 sau aveți vârsta de 28 de ani. Lucrurile merg bine. Ori între 28 ianuarie, ori între orele 28, pe 16 ianuarie, pe 10 ianuarie, da? Și am și un as de inimă roșie care este asul de cupe. Prietenie, pasiune, iubire, foarte, foarte frumos. Hai să mai vedem, iată, acest oracol indian ce ne spune pentru dragii mei săgetători. Iată puterea. În jurul lui 12 ianuarie, pe 21 ianuarie sau între 1 și 2 ianuarie, ori pe 3 ianuarie, se manifestă această putere. Veți putea să dominați dacă asta vă doriți, dragi săgetători. Și iată că am ajuns la cele patru pachete, la cele patru planuri și vom lua încet, încet fiecare decadă, cum spuneam. Acum cărțile, da, din tarotul iubirii vor merge către cele trei decade. Avem câte un mesaj și de la Îngerii Romantici, da? Oracolul Îngerilor Romantici. Apoi, hai să vedem planul relațional din acest tarot yoga. Ce spune pachetul, dragii mei? Ce mai am? Mai am profesia, cariera. Din acest tarot Illuminati, îl lăsăm aici, cum și-a dorit.
Și planul financiar, ia să vedem cu prosperitatea. Văd că s-a întors o carte între timp. Ia să vedem. Și nu în ultimul rând, după financiar, avem planul sănătății și al sufletului. Dragii mei, sunt interconectate și sănătatea și sufletul. Și avem într-adevăr aceste trei cărți. Începem cu prima perioadă, 1-10 ianuarie, și văd o separare, dragii mei săgetători. Nu știu de ce stați departe de persoana dragă. Ori, da, aveți grijă să nu vă certați. Dacă sunteți separați, sunt șanse să vă împăcați între 1 și 10 ianuarie. Foarte frumoasă carte. Dragoste adevărată. Vedeți, da, acesta este partenerul, partenera din viața voastră. Aceasta este povestea de dragoste. Ce mai văd este acest spânzurat sau o stagnare, o perioadă în care faceți niște sacrificii pentru persoana dragă vouă sau apare această persoană din zodia Pești. 7 de monede legat de carieră, de profesie. 7 de monede, da, arată că lucrurile nu merg chiar atât de bine cum v-ați fi așteptat. Sunt anumite poticneli, dar voi aveți multă încredere că veți obține până la urmă venitul pe care îl meritați. Legat de finanțe, veți face eforturi foarte mari, după cum văd eu aici. Voi trageți tare să reușiți într-un proiect, în ceva important și chiar sper să reușiți cât de curând, da, să vină poate o mână de ajutor de undeva. Și ce frumos, Regina de Cupe chiar arată vindecări, arată armonizări. Lucrurile stau foarte bine în cazul dumneavoastră. Sunt relațiile cu urați și scorpionii peștii, care sunt, bineînțeles, avantajate. Și trecem, iată, și la a doua perioadă. A doua perioadă, dragii mei, au o pereche perfectă. Asta înseamnă că în relațiile voastre sunteți atenți și grijulii cu ceilalți. Dacă nu sunteți într-o relație, sunt mari șanse ca persoana dragă vouă să se comporte foarte frumos cu voi. Și iată, totuși să fiți atenți la niște steculețe roșii, că parcă vă avertizează anumite semne, da, legate de persoana aceasta. 2-ul de monede arată încercarea dumneavoastră de a găsi un echilibru și totodată 2-ul de monede arată din partea, cum să spun, ați vrea, da, cu 2-ul de monede să echilibrați ceva, să meargă lucrurile destul de bine, să fie într-un echilibru, ar spune cartea. 7-ele de bâte arată, da, și nevoia voastră la serviciu de a nu fi manipulați, de a nu face chiar tot ce vi se cere, parcă începeți așa să vociferați. Mai văd, iată, un 3 de spade, nu, 8-ul, 8 de spade. 8-ul de spade îmi arată niște griji pe care voi le aveți și sunt destul de anxioase aceste griji, pentru că voi mergeți tot înainte, dar vă țin în urmă partea aceasta, da, de rațiune, de gândire, de simțire, este undeva în urmă. Și pe plan sufletesc și pe planul sănătății, lucrurile stau foarte bine, pentru că această persoană reușește să-și ducă la bun sfârșit munca, este un proiect care are succes și lucrurile sunt destul de bune. Hai să vedem și cea de-a treia decadă între 21 și 31 ianuarie și văd o iubire pură platonică care vă inundă sufletul. Totodată văd niște factori religioși, viața amoroasă este afectată de căile spirituale diferite, de cum să spun, sunt mari supărări, da, aici cu factori religioși. Orică aveți religii diferite, concepții de viață diferite, căi spirituale diferite, da? Dar cu 10 de spade văd că se duc niște supărări pe care voi le-ați avut la un moment dat, da? Și văd că vine prințesa de bâte și
mai e și o împărăteasă aici. Prințesa de bâte este felul vostru, dragi săgetători, de a fi feminine și foarte, foarte dornică să ajungă la un vârf al piramidei sociale și, într-adevăr, lucrurile stau destul de bine, da, cu prințesa aceasta de bâte. Iar apoi, legat de împărăteasă, da, împărăteasa chiar vorbește de maternitate, de copii, de faptul că împărăteasa vorbește de iubire necondiționată, de romantism, da, și poate nașteți sau vă preocupă mama dumneavoastră, da, sunteți foarte mărinimoasă. Și, într-adevăr, da, acest lucru, această schimbare duce la o imagine ca aceasta, da? Este lumea, este vărsătorul, lucrurile vor merge bine, așa cum spun cărțile, da? Veți simți că lumea e a voastră, că aveți lumea la picioare sau că, da, lucrurile sunt foarte, foarte bune. Sper așa să fie, dragii săgetători, vă doresc toate cele bune și vă invit, da, să urmăriți și respectivele etalări care vor urma acesteia. Eu vă doresc să vă meargă bine și să aveți în vedere toate, cum să zic, toate reușitele care vin spre voi, ca să le puteți primi, dragii mei, și să vă bucurați de ele. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă pup. Să ne revedem, bineînțeles, și la alte etalări. Pa, pa, toate cele bune!